Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.